Dacă într-o lună obișnuită un român consumă în medie 21 de ouă, în perioada sărbătorilor pascale, media urcă la 30. La un magazin din piața Obor, în săptămâna mare, se vând chiar și 6.000 de ouă pe zi. Să știți că au început de pe acum. Se uită, întreabă termenul, să spunem că aproximativ se dublează. De joi, vineri, sâmbătă încep aglomerațiile, spune Laura, vânzător de ouă. Eu cam 60 de ouă cumpăr de obicei, într-o lună obișnuită cam 20, mărturisește femeia. De anul trecut și până acum, prețul unui ou a crescut cu 35%, 55%, 1 leu 50, 2 lei, 2 lei 50. Depinde cum găsești. 60 de bani, 80 de bani, până într-un leu erau cele mai frumoase, adaugă o femeie. Sindicaliștii din domeniu susțin că prețul oului care pleacă de la poarta fermei este în România cel mai mic din toată Europa. La poarta fermei, prețul mediu pentru un ou este de 60 de bani. De ce apare pe piață între 1 leu și 10 bani și 1 leu 50 ar trebui întrebați comercianții. Eu cred că este o speculă la mijloc. În ultima perioadă, Consiliul Concurenței face verificări în sensul ăsta, a declarat Dragoș Frumosu, președinte Sindalimenta. Nutriționiștii atrag atenția asupra consumului excesiv de ouă în această perioadă. Eu recomand cam 2-3 ouă pe săptămână. Orice aliment, oricât ar fi de sănătos, dacă este consumat în exces, devine nociv. Pot da indigestie, pot da probleme gastrointestinale, spune Oana Dumitrache, medic nutriționist. Conform datelor Ministerului Agriculturii, în România există aproximativ 37 de milioane de găini ouătoare. Asta înseamnă că producția internă de ouă este suficientă cât să asigure necesarul țării, relatează Observator News.ro.